La pe scurt, nu vedem niciun semn din partea guvernanților că ar fi gata să plece urechea la ceea ce le spunem noi, dar absolut niciun semn. Ei continuă Chiprului să negocieze crearea noului guvern. Pe lângă asta, nu uită să-și bage oamenii lor în diferite posturi de conducere. Uite, ministra asta blondă a sănătății, ați auzit despre ea altceva decât că vrea să schimbe directori de spitale? Până acum, acest minister al sănătății era alufilat și ca și cum directorii spitalelor erau cu PLDM-ul. Acum, madama asta a primit ordin de la Plahotniuc să-i facă pe toți directorii de spitale pediști. Nu să asigure spitalele cu medicamente și cu condiții decente de tratament, nu să repare spitalele, nu să majoreze salariile medicilor, nu să coboare prețurile la medicamente, dar să schimbe directorii. De asta ne arde nouă acum. Am văzut ieri la știri că a ajuns cu schimbatul directorilor la spitalul de urgență. Vrea să-l facă directorul acestuia pe directorul spitalului de urgență din Cahul, membru PD, care în campania electorală de toamna trecută a donat partidului o sumă frumușică de bani. De unde are el așa bani? Nu se știe, pentru că din leafa de director de spital nu avea cum să o adune. Dar planurile ministrei s-au ciocnit cu cele ale angajaților spitalului de urgență, care au protestat ieri împotriva numirii noului director. Și bineînțeles, oamenii au dreptate, iar protestul lor împotriva numirii pe criterii politice ar trebui să fie susținut nu doar de medicii la urgență și nu doar de toți medicii din țară, ci de toți cetățenii. Protest la sediul Centrului de Medicină Urgentă Prespitalicească din Capitală. Sute de medici din întreaga Republică și-au manifestat nemulțumirea după ce directorul interimar, Iurie Crasiuc, a fost înlocuit peste noapte. Crasiuc spune că această modificare a fost făcută ilegal pe criterii politice, în timp ce reprezentanții Ministerului Sănătății declară că este doar o decizie temporară. Cert este că noul director interimar este un donator electoral al Partidului Democrat. Apropo de medici, zilele acestea Sindicatul Lucrătorilor din Medicină au cerut majorarea salariilor, amenințând totodată cu greve dacă revendicările nu le vor fi satisfăcute. Și Sindicatul Polițiștilor a anunțat ieri că este pregătit să iasă la proteste din cauza salariilor proaste. Eu nu prea cred în șefii ăștia de la sindicate, care mi se par niște inși corupți și vânduți bandiților de la guvernare. Eu mă aștept că membrii de rând ai sindicatelor vor exercita presiuni asupra acestor șefi și îi vor determina să iasă cu toții la grevă. La fel ca și profesorii, cărora ați auzit, le-au fost majorate salariile cu 3%. Și toți ceilalți. A venit momentul organizării grevei generale a tuturor angajaților din țară. Eu în ziua protestului de la 29 noiembrie am participat și la protestul din Orhei, unde cei prezenți au adoptat hotărârea că dacă tarifele la curent și gaze nu vor fi coborâte, oamenii blochează traseul Chișinău-Bălți. Bandiții ne ignoră în mod demonstrativ. Ei nu vor să-și aplece urechile la suferințele poporului. Nu mai avem alte soluții decât greva generală, nesupunere civică, blocarea de șosele și instituții până la alungarea actualei guvernări. Bineînțeles, o soluție, o altă ultimă soluție mai există, dar am vrea să credem că bandiții nu vor împinge lucrurile până acolo. Mai pe scurt, a venit momentul când întreaga țară trebuie să se unească și să alunge hoții.